Dar mai târziu decât ți-am zis ție. Față de un M4, noi acum plecăm cu toate cele patru roți și e posibil să, nu vreau să zic eu, zi-o tu. Să-l batem? Salutare și bine m-am regăsit la un nou car vlog, astăzi alături de Sergiu, pe care îl știți de la mine de pe canal. Ai emoții? Ai bine, întotdeauna. Întotdeauna are emoții. Asta o să fie o nebunie de vlog, pentru că dacă nu l-ați văzut pe cel cu seria 4 lui Sergiu de acum vreo 2-3 luni, trebuie neapărat să vedeți și pe ăla. Atunci, pe vremea aia, mașina era mitralieră pe loc, acum a rămas mitralieră doar în mers. Însă astăzi nu este vorba despre asta, este vorba de o comparație între seria 4 și seria 6. Și pe lângă asta vom vorbi de modificări ale BMW-urilor, că avem aici un fel de Adolf Hitler al modificărilor. Nu, BMW. să nu începem cu nazisme. E de la Adolf Dassler, fondatorul Adidas, că eu sunt fan Adidas. Ia, du-te să filmezi. Se vede. Scrieți-vă în comentarii de la ce credeți că e asta cu Adolf aici. Eu am zis că e Adolf Hitler, că ăsta e complet dement când vine vorba de modificările ale mașinilor. Și tocmai de-aia vreau să vorbim astăzi despre chestia asta. O să le punem câteva întrebări lui Sergiu, o să facem o mică comparație de performanță într-o mașină stock, amărâtă, care n-a suferit decât o evacuare. Și o mașină extrem de modificată în care s-a investit mult timp, pasiune și mai ales bani. Nu uitați neapărat să înceapă acest video, să apăsați butonul de subscribe, să aprindeți clopoțelul, să ne căutați pe amândoi pe Instagram, o să-l aveți acum afișat. Și până una alta, eu o să vă las cu un cinematic frumos cu ambele mașini. And I just turned 25. I need to drink less and eliminate my pride. I need to kill stress, all these bitches I tried. I need to be the best, get some money on the side. Whoa, oh yeah, yeah. Whoa, oh yeah, yeah. În primul și în primul rând, Sergiu a făcut niște modificări la mașină față de ultima dată. Deci pe când am filmat noi, mașina avea aproape 400 de cai, avea 392 de cai, acum are în jur de 430-440 pe acolo. Deci suntem pe la M4 Performance cu X-Drive. Da, da. Nu? Ai și ideea că față de un M4, noi acum plecăm cu toate cele patru roți și e posibil să, nu vreau să zic eu, zi-o tu. Să-l batem? Ține cont că e și umed pe jos, da. Acum, în orice caz, vremea din ultimele zile pentru mine e inutilă, adică probabil că și dacă aveam 200 de cai plecam la fel de tare. Adică n-avea nicio legătură. Am pățit așa cu 5, m-am bătut un 320 de pe ploaie. Te-a bătut? Nu plecam de pe loc. Apropo, dacă nu știți despre care e seria 5 e vorba, este vorba de seria 5 care a zis la mine de pe canal. Am mai menționat asta. Adică seria 5-ul nostru, că era una de la el, înțelegeți? Bun, deci avem modificare pe partea de putere pentru că am schimbat așa. Totul ce am schimbat sau ce am schimbat față de data trecută? Față de ultima dată. Față de data trecută am schimbat soft. Softul, bun. O să vorbim mai mult despre soft în mașină pentru că o să-l întreb pe Sergiu, că este un expert în așa ceva și vreau să cer părerea și cu modificările pe care urmează să le fac eu la mașină. Dar ce s-a modificat pe partea de sunet este că pe loc, cum e acum mașina, dacă o accelerăm, chiar și pe Sport Plus, nu mai dă popsuri. În schimb, în mers, veți vedea imediat cum se aude. Deci, e sunetul ăla fel de tare de la downpipe. E același sunet tare de la downpipe, numai că nu mai avem popsuri. Este vorba de același motor, deci Sergio are un 435i, tot în 55, mi se pare că e o mică diferență față de 640i-ul meu, tu te să știi. Nu este un pic, tu ai Westgate pneumatic, eu l-am electric și mai sunt niște mici diferențe și la construcția blocului. Și cred că și codul, gen la final, după în 55 e ceva, o literă sau ceva, exact, diferit. Ideea este că mașina lui X-Stock a venit cu 306 cai și a mea a venit cu 320 pentru că am avut un soft de un fabrică. Update de un performance de la BMW. Asta pentru că e seria 6 și probabil au vrut să vină cu ceva, exact, un pic mai multă putere de fabrică în plus. După cum s-a auzit, mașina lui se aude mai gros, într-un fel, nu știu dacă să zic mai gros, mai puternic, pentru că mașina are downpipe. Mașina mea nu are downpipe, dar pe lângă downpipe mai are și multe alte modificări, printre care zi așa, ca să recapitulăm. Intercoolerul de la Wagner, ăla cel mai mare și cel mai frumos, care e drăguț să vede în față. Așa. Avem charge pipe-uri, avem valvă pe evacuare de fabrică. Atenție. Ai păstrat-o? Deci ai păstrat-o pe aia? Da, pe aia am păstrat-o. Așa, deci patru. Avem final. Avem final, avem un filtru sport drop-in, avem bujii two-step colder, avem bobine de corespunzătoare pentru bujiile alea. Nu vreau să dau nici foarte multe
detalii, că nu prea le știe lumea pe aici, pe la noi. Nu contează. Și lumea nu face asta și e vorba de foarte mult research făcut pe forum, pe... Deci el e un fel de... El, în caz că nu știți, este doctor, așa cum a învățat pentru medicină sau mai mult de atât, cred că a învățat pe partea de mașini. De mașini, pentru că motorul ăsta N55, în caz că nu știți, este un motor foarte modificabil, mai ales în state, și ei au mult mai multă experiență față de cei din Europa. Așa că dacă stai și-ți bați capul să cauți pe forumuri, să înveți chestii legate de mecanică, să înveți chestii legate de probleme, de tot astea, ajungi să le cunoști, cum știe el. Eu n-am stat să caut atât de multe, dar m-a învățat. El mă întreabă pe mine. Mi-a salvat timpul, înțelegi? Important în viață nu e neapărat să știe, să știi cine știe. Corect, aici are dreptate. Bun, hai să vă arătăm cum se aude mașina lui acum, în schimb, în mers, pentru că, na, e o mică diferență. A 4202 e normal să se aud așa? E 418. 418? Deci cam asta ziceam când e vorba de sunetul din mers. Abia aștept să-mi fac și eu downpipe, cred. Asta o să discutăm imediat în mașină. Așa că acum cred că este momentul să dăm o tură și să încercăm să mai prindem și niște cadre în mers, pentru că nu mai am cu mașinile din mers. Ești prea nebun, bă. Ești prea nebun. Bun, acum suntem în seria 4 și o să facem o comparație între un seria 4 modificat și un seria 6. Deci avem aici cronometru, se vede. N-ai cronometra, bine că nu o să scop 47 niciodată. Da, știu, ai mai puțin. Cred că i-am dat un pic prea devreme drumul. Așa trebuie să fie, 3.9. Nu cred! Bă, frate! A scos 3.9, ești nebun? 3.9! Dar cred că i-am dat un pic prea devreme, gen acolo, stop. Acolo trebuie să... Eu cred că gen am dat la 9.7 sau ceva de genul. La mine nu cred că aer o să mai facem vreo comparație, pentru că pe lângă faptul că a scos foarte mult, nu mi-a plăcut nici cum am plecat deloc. Am intrat acum și în parcare la Moli, asta e, să vedeți cum face mașina la om. După o cină romantică aici la portbagaj, o să facem acum o mică diagnoză la mașină, să vedem ce se mai întâmplă cu ăla și ce erori avem. Dar vreau să vă explice Sergiu ceva. El acum a pus practic mufa normală de diagnoză și folosește softul ăsta de la MHD. Ce e MHD, ca să înțeleagă lumea, pentru că nu am spus ce înseamnă. MHD este o companie care produce softuri off the shelf pentru BMW. Are doar suport pentru BMW, nu pentru Mini, nu pentru Rolls, doar pentru BMW, pentru motoarele pe benzină în principal și nu pentru toate, pentru mare parte. Mă rog, pentru cred că vreo 6 motoare au. Este un soft pe care îl ți-l încarci singur, ți-l cumperi de pe telefon, ai o aplicație
Ai mai multe posibilități de conectare, eu am ales adaptorul MHD Wi-Fi pentru că este foarte rapid și foarte confortabil. De asemenea, adaptorul este compatibil cu foarte multe alte aplicații pentru BMW. Le avem aici, avem Beamer Code, MHD-ul care este softul meu și mi-am ales varianta asta pentru că este super customizabil și pot să mi-l fac singur și să mă joc cu el. X-Delete, XHP, Beamer Link. Din MHD practic el și-a făcut și softul de putere, plus softul de pop, pe care poate să-l pună, să-l scoată când vrea. Ai softuri începând de la Stage 1, Stage 2, Stage 2 Plus, nu? Da, pentru suportă pompe de înalte de la XDI. Mi se pare că suportă și Dorciu mai nou și suportă modificările bifezi. Sunt cu check, intercooler, cutless downpipe, high flow downpipe, racing, poți să stabilești asta cum zice, presiunea de la antigel, temperatura de la antigel. Deci poți să faci, poți foarte, să faci multe, foarte multe chestii. Asta e partea șmecheră la asta BMW. Asta este mașina ta. Ai 30 de erori, majoritatea sunt complet inutile. Așa. Ce este ușor neplăcut, ți arată un pic de erori pe presiune de combustibil. Așa. S-ar putea să fi fost benzina mizerabilă și ne băgăm de aia de presiuni terori pe care... Păi și dă-i o ștergere, să vedem ce rămâne. Dă o ștergere. Asta este aplicația de la Beamer Link, care funcționează incredibil de rapid. Asta a fost ștergerea, nu s-au șters... Una singură. Una singură nu s-a șters. Asta de la Vertical Dynamic, care este o eroare pe care probabil că o să apară întotdeauna. Mai dăm o dată o scanare, să vedem ce a rămas și ce se reactivează. O să mai dăm una și după ce pornim motorul și mergem un pic, memorie. Așa e corect. Bun, deci verdictul doctorului este că suntem cât de cât sănătoși, să zicem. Avem foarte mari probleme, Doamne ajută. Acum facem o citire și pe cutie și după aceea vreau să vă mai spună Sergiu ceva foarte interesant înainte să terminăm acest vlog. Deci ideea e în felul următor. Vorbeam cu Sergiu pentru că, după cum spuneam, el poate să-mi dea o părere mult mai bună pentru modificările mașinii mele. Știți că eu vreau să-mi fac downpipe și stage 2, însă am întâmpinat o problemă. Aseară eram aici la OMV la aerogării, am venit puțin și am zis: "Bă, stai puțin că e o mică problemă. Hai să vă explic care e treaba. Dacă eu o să-mi fac downpipe și stage 2, practic la mine va fi un sunet permanent de curuială pentru că eu am deja o evacuare și nu mai am finale, da? Dacă o să-i fac downpipe și nu o să am clapetă, tot timpul va face la fel și pe Eco Pro și pe Sport și pe Sport Plus, indiferent dacă am soft de pops and bangs, ăla nu contează. Curuitul mașinii, practic rezonanța, se va auzi mereu. Neavând finală, nu pot să-mi pun clapetă. Așa că nu știu dacă mai era să mai fac. Ba da. Ce variantă ai zis tu? Ai zis tu că mai am o variantă. Uite, varianta foarte simplă. Pui finala înapoi pe mașină. Așa. Pui clapetă înainte de finală. Da. Ți-ai făcut downpipe. Mașina o să fie silențioasă. Și în momentul în care vrei haos, deschizi clapeta sub mașină. Da, trebuie să-mi pun finala. Trebuie să pui finala. Deci pașii ar fi pune finala la loc, pune clapetă, pune downpipe, da. Pune și charge pipe, aia e altă chestie. Pune downpipe-ul, vezi cât de rău e, dacă e foarte rău, te duci pui finala la loc. Bun, popsurile tale care le dă în mers, eu asta vreau să fac, popsurile alea tari. Eu dau am popsuri de alea mici, tipic de fabrică, da. De la evacuare un pic și zic că oricum mașina face, exact. Oricum pe Sport Plus. Dar popsurile alea tari din mers tu le-ai și din soft sau ți-ai scos complet softul de pops and bangs? Că eu asta nu înțeleg. E softul de pops and bangs, de fapt, se cheamă exhaust burble și este o opțiune în MHD. Da. E softul MHD, ai o opțiune pe care poți să le setezi. Pe medium, pe dinamic, low. Dinamică. Ai varianta de low, ca agresiv. Da. Ai low, medium și agresiv. Și ai și varianta să nu facă pe loc. Și ai varianta de îți dă turația maximă de la care să facă, turația minimă până la care să facă, durata lor și viteza minimă de la care trebuie să facă. A, deci tu poți să setezi foarte multe chestii. Poți să setezi să-ți facă doar între 80 și 90, de exemplu. Poți să-l pui să-ți dea un singur pop de tip slingshot. Să-ți dea o singură bucată. Poți să setezi să-ți dea 4 secunde. Eu am setat la 1,5 secunde. Da, asta mi se pare destul de interesant și practic evităm și niște probleme legale, așa să zicem. Da, păi ăsta e și motivul pentru care mașina mea nu mai face pe loc. Bun, deci cam asta e treaba cu MHD-ul ăsta, cam asta e treaba cu modificările mașinii, ca și costuri, că sigur, cu siguranță vă interesează foarte mult, cât e softul full ca să-ți faci toate modificările. 450 de euro e softul de la MHD, e super license-ul, plus încă 100 de euro te costă mufa, deci 550, plus încă 500 și ceva de euro softul la cutie. A, dacă vrei
preferi să-ți faci și la cutie. E indicat, să-ți faci stof la cutie la mașinile automate. Deci după cum spuneam, atunci când vrei să te apuci de modificări, sunt o grămadă de costuri pe care trebuie să le iei în calcul, pentru că dacă te bagi într-una, urmează și alta și depinzi după aia și de alta și așa mai departe. Așa că dacă intri pe drumul ăsta, cum a intrat Sergiu, care a pompat acolo bănuți în mașinuță, dar o viață avem, a zis că el nu bea, nu joci, nu e jucător. Nu sunt nici, nu mai sunt nici jucător. Nu mai e nici jucător, așa că asta e, a investit în mașini. Dar uite că acum pe investiția lui putem să mai aflăm și noi anumite chestii ca să nu facem noi greșeli înainte. În viață suma vicilor este constantă. Eu am făcut câteva greșeli, am comandat charge pipe-uri, ne-au ajuns de non-X drive, nu s-au potrivit. Adică bani aruncați? Înapoi. Nu, că au le-ai dat înapoi? Am avut o colaborare foarte mișto cu niște băieți din Polonia și au trimis ei curierul să le ridice, n-a trebuit să plătesc nimic. Dar până la urmă a ieșit ce trebuie oricum. Dacă v-a plăcut vlogul ăsta, ați învățat ceva, ați râs cu noi, nu uitați să dați neapărat un thumbs up, un subscribe, să aprindeți clopoțelul și până la data viitoare vă urăm numai bine. Pa, pa! Ciao! Boom. And I just turned 25. I'm thanking God every single day I'm alive. 'Cause this year a whole lot of people died, a whole lot of change happened, a whole lot of people cried. Yeah, and I just turned 25. I needed